down. I get this feeling I can dream tonight. Yeah, I've been seeing all the signs. Tradițional, Clubul Faraon organizează concursul Miss Cleopatra și în acest an premiul mare pentru câștigătoare, care va fi un automobil, pentru domnișoara care va lua locul 2 sau vice-miss, o călătorie în țările calde și frumoase. Fiecare participant o să răspundă că normal că eu pledez pentru premiul cel mare. Însă realitatea este un pic altfel, da? Probabil juriul va hotărâ. Este primul concurs la care particip? De genul acesta nu. Am mai participat la un concurs cu în universitate, balul Bobocilor. Particip pentru mine, vreau să știu pentru ce sunt capabilă, cum arăt la fonul participantelor care sunt aici și, desigur, nu încurc așa o mașină. În cazul în care câștigi mașina, ai permis de conducere? Nu, voi avea un motiv ca să fac permis. Bineînțeles, evenimentul nu ar fi putut fi atât de special fără invitații de peste prut, Emil Lasaria și Caitlin, care nu sunt pentru prima dată în Moldova. Am mai fost o dată, dar prima dată în Chișinău. Am mai fost în Isporeni. Da. Și chiar ne bucuram că o să ajungem mai devreme în Chișinău, că vreau să vedem și noi orașul în frumusețea asta și se pare că n-am avut noroc. Poate că mâine. Tinerii au avut de furcă și cu pașapoartele uitate acasă, așa că drumul până la Chișinău a fost unul lung și obositor. Oare asta să fi fost motivul de ce nu au știut nimic despre concursul de frumusețe la care veniseră? Dar habar n-avem și nici n-am reușit să vedem, dar cred că e o chestie interesantă și să sperăm că va ieși Miss exact fata care trebuie. Așa să fie, însă până atunci, fetelor, fiți doar ochi și urechi. Marea finală va avea loc în luna mai. Va fi un show de excepție, cu lumini, regie, cu tot ce implică un concurs deosebit de Miss. Țin să vă spun un secret, va fi mult mai consistent decât Miss Moldova.